Simply Mozart. De ce Simply Mozart? Pentru mine, ca artist, simplitatea reprezintă ultima treaptă a perfecționării unei lucrări muzicale. Iar Mozart, atât de intens interpretat, analizat, disecat, anticipat, devine pe zi ce trece tot mai complicat, nu doar pentru noi interpreții, ci și pentru melomani. De aceea cred că o întoarcere, de fapt o redescoperire a simplității și sincerității muzicii sale, este cât se poate de actuală și necesară. Ne-am obișnuit să-i privim pe marii compozitori ca pe niște statui, din piatră sau de bronz, de neatins, în înălțimea amețitoare a piedestalurilor ridicate tot de noi. Uităm însă că ei erau înainte de toate oameni, cu toate suișurile și coborâșurile condiției noastre. Și din preaplinul acestor trăiri, al acestor pasiuni, ia naștere muzica, adevărata muzică, cea care îți atinge sufletul. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc pe Mozart, să stăm un pic de vorbă. Cred că era genul de persoană alături de care nu te plictisești niciodată. Avea atâtea de spus, atâtea de descoperit. În special, spiritul ludic, pus pe farse. Cum altfel să inventezi un sistem de a compune orice fel de piesă muzicală, bazându-te doar pe niște șabloane de melodii, o foaie cu portative, o pană și o pereche de zaruri? Sper să vă placă să-l cunoașteți pe Mozart, așa cum l-am descoperit împreună cu Orchestra de Cameră Radio, dirijată de maestrul Horia Andrescu. Am înregistrat aceste concerte de-a lungul mai multor ani, de obicei vara. Regăsesc în ele exuberanța și bucuria, ce le simți doar când ești cu adevărat în vacanță și spiritul este liber să o ia încotro ar vrea. Acesta este Mozart pentru mine, trăirea simplității și a libertății originare. O invitație lansată pentru vineri 1 aprilie, ora 19.20, la Sala Radio, când îl veți putea asculta pe Alexandru Tomescu cântând în concert pe Vioara Stradivarius și vorbind alături de muzicologul Grigore Constantinescu despre dublul CD Simply Mozart, cea mai recentă apariție discografică a editurii Casa Radio.